Maramureș, viața e neschimbată de sute de ani. Soarele răsare pe dealuri în miros de fân. Ziua începe cu cositul ierbii. Pe sub poarta maramureșană, omul se perindă din sacru în cotidian și apoi din cotidian în sacru. Bisericile din lemn păstrează caldă vechea credință, îmbrăcată în bordeie de brad ori de stejar. E veselie și culoare în Maramureș, în muzica cetărașilor, în portul popular, până și după moarte. E multă veselie în albastrul de săpânța. Pe ulițe, fetele se întrec în zgârdane și în costume populare. Cu măștile vrăjitorești se face haz de greutăți. Se ține piept necazului. Cu meșteșugurile strămoșilor se câștigă pâinea și se păstrează spiritul moroșenesc. Horinca arde gâtul, degetele dansează în lutul olarului și inima bate în lemnul stejarului. Lâna se toarce sprinten în fusul cu zurgălei. Se împodobește clopul, culorile se nasc din seva naturii. În foc se călesc potcoavele. Cimitirul e plin de poezie. Se coase iarba de pe dealuri. S-au înălțat căpițele. Bine ați venit în Maramureș! În Maramureș, ziua începe cu noaptea în cap. Înainte de revărsatul zorilor, se hrănesc animalele. Apoi se lucrează pământul. Desfătarea sufletului ține de meșteșugul învățat de la părinți. Când apar oaspeții, moroșanul lasă munca și deschide larg ușa casei. N-are secrete. Tuturor le povestește de ai săi și de universul artei strămoșești. Bună ziua, doamnă Bență! Bună ziua! Mă bucur! Bine ați venit la noi! Mulțumesc! Mă bucur să te văd din nou! Da! Toate bune? Toate bune! Yeah. Am cosit acum pentru animale. Trebuie fân, trebuie tare. Să-l împrăștem pentru uscat. Aici suntem în gospodărie de lui domnul Bență, la Bradova, în Bărsana. Bradova, în Bărsana, da. Da. Și de câți ani locuiești aici? Păi eu de când m-am născut și moșul meu, deci de la strămoș, locuim aici, de poate 150 de ani. Prima dată am cântat la cetele de bâli, de asta, de porumb. După aceea mi-a făcut cineva, era un meșter care cunoștea ceva, de salcă, de rătită. Mi-a făcut cetele de rătită. Da. Am cântat în aceea până m-am învățat bine. După aceea mi-am cumpărat vioară. Și cam de câți ani aveai când ați început? Din clasa întâi am început vioară. Când am fost în clasa, de la 7 ani. Yeah. Deci când am fost în clasa întâi, deja, de la 6 ani am început. Aveam dorința eu și cântam, meream la animale și cântam la vaci, la mnei și eu cântam în cetere. Bună ziua! Bine ați venit! Ce faci? Bine! Am adus niște prieteni nouă. Bine cu mine! Maria! Maria, tot Maria! Maria! În Scot! Da? Din Svedia! Mi-a spus Irina! I-a spus Irina, era cantat vis-a-vis. Da, da. Și i-am povestit despre voi. De Maria! Da! Mă cunoaște! Ei au fost la stână de oi. Da! Și au fost foarte impresionat. Întemeietorul cimitirului Vesel, Stan Ioan Pătraș, cioplea și picta cruci încă de la 14 ani. Fiecare culoare avea propriul tâlc. Roșu însemna pasiune, verde însemna speranță, albastru însemna tihnă. Dar l-a preocupat și înfrumusețarea vieții, nu doar a morții. A pictat icoane și a sculptat porți maramureșene și a împodobit singur toată casa. Faima meșterului de cruci Vesele l-a făcut până și pe Nicolae Ceaușescu să-i treacă pragul casei. Stan Ioan Pătraș a realizat portretele fostului cuplu conducător într-o manieră caricaturală, ce stârnește azi zâmbetul vizitatorilor casei memoriale. Biletul de intrare devine amintire, o carte poștală. Tot pe uliță suntem, cel mai bine e metodă pe jos de a descoperi unde sunt comorile.
am ajuns acasă, la casa memorială a lui Stan Ion Petraș, întemeiatorul cimitirul Vesel din Săpânză. Și o să întâlnim cu Dumitru Poptinca, care este urmașul lui. Hello. Hello, Dumitru. Bună ziua, Peter. Bine ai venit la Săpânța. Mersi foarte pe mult. Pe jos. Bucur. Pe jos, pe uliță. Da, vă invit să vedeți casa memorială. Vă rog. Aici este o casă foarte specială. Puteți să ne spuneți al cui este, de ce este specială și ce reprezintă această casă pentru tine? Pentru mine reprezintă Comoara Săpinței. Datorită acestei case este cunoscută și Comuna Săpinței. Acest om a dus faima lui în întreagă lume. Toți turiștii care vin din afară vin la această casă. De aici îl puteți vedea pe Ion Stan Pătraș, cel ce a creat cimitirul Vesel în anul 1935. Și s-a dus dintre noi în 1977. Și din 1977 sunt continuatorul acestui cimitir Vesel și urmaș al lui Stan Ion Pătraș. În casa lui Stan Ion Pătraș sunt scene de viață cotidiană, sunt cântăreți de muzică populară, sunt persoane care i-a îndrăgit Ion Stan Pătraș, au rămas ca amintirea acestei case. Toți ce vin aici, sunt mulți dintre ei care sunt duși în lumea cea dincolo, dar vin mulți și spune, știu pe ăsta îl știu. Este lucrarea mea care reprezintă Ion Stan Pătraș lucrând la Prima Cruce 1935, unde se poate vedea chiar începutul cimitirului Vesel. Sunt cântăreți, ce vă spuneam, de muzică populară. Avem scaunele tradiționale care Ion Stan Pătraș le-a adus pentru gospodăria țărănească unui țăran bogat. Și el a pus și tematica, este cunoștința, dragostea, logodna și căsătoria. Sunt cele patru etape. Și sunt multe lucrări, trebuie să vie turiștii să le vadă, nu numai să le spun. Aici suntem exact în atelierul unde a creat primele cruci ale cimitirului Vesel. Nu s-a făcut modificări, așa este intact și nu avem voie să-l modificăm, deja este patrimoniu. Tu vezi oamenii venind, crezi că oamenii înțeleg mult despre ce Săpânză? Ce este care ai vrea să comunic despre Săpânză? Înainte nu ne considera decât niște meșteri populari. Dar creația asta a devenit cunoscută în întreaga lume și nu mai este o creație artizanală care mergem pe piață și o vindem. Este o creație altă, trebuie intrat în alte împrejurări și în alte lucrări ale culturii ca să înțeleagă despre ce este vorba. Aici nu este vorba numai de artă, este un artist care lucrează această meserie, trebuie să aibă trei baze, sculptor, pictor și poet. Dacă nu încadrează astea toate în una, nu se poate. Foarte frumos. Foarte frumos. Și așa, cine vine la Săpânța? Străini, români care sunt. Sunt foarte mulți care vin aici și nu știu nimic despre această casă. Și intru foarte mult în discuții cu ei ca să să-i pot ajuta să înțeleagă ce înseamnă casa acestui. Că de aici nu cimitirul e valoarea cea mai mare. Valoarea este pornirea de unde a venit creația. Dacă nu era Stan Pătraș, nu era nimeni cunoscut în Săpânța. Eu sunt personajul acel care dau aceste tente ale vieții omului care îl reprezintă. Da. Că eu cunosc familiile. Acum, de exemplu, lucrez pentru un neamț, să zicem așa. Lucrez pentru un neamț, eu îi cer istoricul. Da. Din tot istoricul lui, poate să fie o pagină, 10 pagini, eu studiez și fac o poezie din 18 rânduri. Și cumulez toată viața lui. Yeah. Da. Și cine va vedea crucea știe despre ce este vorba. Asta este omul de acum și cel de dincolo. Foarte frumos. Din stejar? Totul este din stejar. Se poate vedea început, croi și sculptura. Uneltele care eu lucrez. Creon, șriglă și compas. Restul nu, eu nu folosesc nimic, totul este manual. Se împarte în măsurile ca atare și de acolo eu pot să fac ce vreau eu. Ce măsurile e aici? Standard, nu? Asta este asta. Așa e, da, mătrițe de cruci, da. Nu? Și asta este, vedeți, așa este. Yeah.
De aici se împarte fiecare la dimensiuni. De aici vine alt chenar, alt model. Yeah. Și modelele astea le fac cu rigle. În apropierea casei memoriale Stan Ioan Pătraș se află cimitirul Vesel. Jala nu își găsește aici locul. Crucile încântă privirea. Sunt late pentru a încăpea pe ele câteva cuvinte poznașe. Unele dintre crucile săpânței sunt scrise pe ambele părți, oferind detalii despre viața decedatului, dar și despre contextul dispariției. Este o mare bucurie pentru mine și mai ales că nu există zi lăsată de Dumnezeu când slujesc în biserică, Sfânta Liturghie, să nu-i aduc mulțumire pentru darul care mi l-a dat să păstoresc acest frumos sat, Săpânța, din vechiul Maramureș și Voievodal. Ne aflăm lângă biserica parohială care se restaurează din incinta cimitirului Vesel. În toate cimitirile din lume se aduc elogii celor plecați spre veșnicie. Pe epitafele lor se scrie viața și poate de multe ori nu se redă viața așa cum e trăită de noi aici pe pământ, și bine și rău. La Săpânța se redă exact prin aceste epitafe viața omului. Aproape la unele cruci care citim sunt 100% printr-un epitaf scris la persoana întâi, chipul celui zugrăvit pe cruce. În cimitirul din Săpânța predomină culoarea albastră, fiindcă albastru predomină în toate casele oamenilor. Fiecare casă din Săpânța are o cameră de cinste. Acea cameră de cinste este ruda casei, covoare, farfurii foarte vechi din timpul austro-ungare, chiar de la și înainte de 1900 și după 1900, acele zise paturi țărănești care nu dorm numai o singură persoană. Acolo se petrec trei momente deosebite. Botezul când pleacă de la biserică, un ritual rămas bun mire și mireasă când vine la cununie și colindatul, așa, deci este cei care colindă, și alte momente. Iată, predomină albastru, fiindcă albastru este și portul oamenilor din Săpânța. Când vin duminica la biserică, în sărbători, atât la femei și la bărbați predomină acest albastru. Stan Ioan Pătraș, creatorul cimitirului Vesel, l-a întrebat de ce atât albastru, este micul cer pe pământ. În 1998 am avut primul simpozion al monumentelor funerare care a avut loc în America, în orașul Pasei, și a fost clasat primul în Europa, al doilea în lume după Valea Regilor. Deci altă semnificație, și enumerat al treilea Taj Mahal. A apărut pe prima pagină, în, așa după 2000, New York Times. Deci iată, acum am primit de câteva zile o diplomă de excelență pe plan internațional, care sunt 5 stele a cei care au primit. Noi am primit 4,5 stele, incredibil. Se spune că rugăciunile ajung la Dumnezeu și în funcție de cât de înaltă este biserica în care sunt rostite. Atunci, mănăstirea Perii din Săpânța este locul cel mai apropiat de urechea Domnului. Din vârful turlei aruncă sclipiri de aur o cruce enormă, ce poate fi zărită, se zice, și din Ucraina. Pentru decorarea crucii s-au folosit 4 kg de aur. Turla bisericii măsoară 78 de metri înălțime și are forma sabiei Arhanghelului Mihail, al cărui hram îl poartă mănăstirea. Mănăstirea Perii e cea mai înaltă biserică din lemn din lume. S-a construit din lemn de stejar pe postament din piatră. Intrarea se face dintr-un pridvor în formă pentagonală. La interior e piatră. Scara laterală, rotundă, a fost cioplită integral din trunchiul unui stejar. Peste tot, lemnul ia forma crucii. Pe măsură ce treptele urcă spre cele trei etaje ale bisericii, rugăciunea se apropie de cer.
actuala mănăstire Peri din Săpânța se află într-un cadru natural deosebit, în Parcul Dendrologic Livada. A fost înălțată începând cu anul 1993, în amintirea bisericii cu hramul Arhanghelul Mihail din localitatea Peri, aflată acum în granițele Ucrainei. Vechea mănăstire din secolul XIV aparținuse descălecătorului Dragoș din Maramureș. De-a lungul celor 300 de ani de existență, a funcționat ca sediu al Episcopiei Române din Maramureș. Aici au fost traduse pentru prima dată în limba română câteva fragmente ale Bibliei, Psaltirea, Legendele Duminicilor și Faptele Apostolilor. Biserica din lemn Bârsana se află pe lista patrimoniului UNESCO. Poate fi vizitată în comuna Bârsana pe dealul Jbâr, unde a ajuns după ce a fost mutată din cadrul complexului mănăstiresc Bârsana. Biserica din lemn este vechea bisericuța mănăstirii și datează de la începutul secolului XVIII. După ce călugării mănăstirii Bârsana au fost alungați de trupele austriece, biserica din lemn a rămas pustie. Sătenii au mutat-o pe actualul loc. Se spune că pe dealul Jbâr ar fi fost îngropați în grabă și la oaltă, fără slujbă creștinească, multe dintre victimele unei epidemii de ciumă. Biserica din lemn Bârsana a fost adusă și așezată chiar peste mormintele lor, pentru a le da odihna veșnică. Pridvorul are două niveluri, lucru neobișnuit pentru bisericile din lemn. Un brâu sculptat în stejar, sub forma unei funii împletite, înconjoară construcția și pare că o ține strâns legată. Pictura interioară transmite drama și grandoarea secvențelor biblice, patimile lui Isus și judecata de apoi. Biserica din Yehud Del este o bijuterie din lemn de brad. Este cea mai veche biserică din Maramureș, atât de veche că nu i se mai știe vârsta. Unii cercetători sunt de părere că a fost construită în prima jumătate a secolului 17, alții susțin că aparține secolului 14. La vremea ei, biserica din Yehud Del era considerată una dintre cele mai mari. Femeile și bărbații stăteau separat. Ele se așezau în tindă, iar ei într-o navă doar a lor. Interiorul bisericii Yehud din Del este un tărâm al comorilor. Cele mai multe secvențe religioase au fost pictate de zugravul Alexandru Ponehalski, direct pe lemn. Altele au fost făcute pe pânze și apoi lipite peste îmbinările lemnului. Surprinzătoare sunt scenele din Naos, cele ale convertirii și botezului, înfățișându-i pe apostolul Pavel și diaconul Filip. Între bârnele bisericii din Yehud Del a fost găsit Codicele de la Yehud, un manuscris vechi considerat primul document în limba română scris cu litere chirilice. În Maramureș au dăinuit fierăriile. Atelierele arată precum cele străvechi. Fierarul satului este magician, dar arta lui nu e nici truc și nici iluzie. Fierul se îndoaie după cum i se poruncește. Prelucrarea se face după tehnici de sute de ani. Meșteșugul fierului în Maramureș e mai mult decât o profesie. Este o trăire a tradițiilor și a trecutului. Fierarul moroșan e îndrăgostit de munca lui. Puterea cu care stăpânește fierul îl face să se simtă ca un zeu. Vă salut, domnul Ion! Mă bucur! Mă bucur că ați venit pe la noi. Ce mai faceți? Vizităm pe meșterii și oamenii care lucrează în stilul vechi și autentic la ei acasă. Da. Și aș fi vrut să vedem atelierul dumneavoastră și cum lucrez. Da, poftiți, vă rog. De când faci tu ce faci? Și cum ai învățat? Și eu am învățat de la taică meu, de la tatăl meu. Tatăl meu este ferar. Eu am învățat meseria asta de când am fost la 8 ani. Și ce mai faci pentru oamenii din sat, în afară de pocoare? Indiferent orice, repărăm săcure, s-o tocit atâta de că de s-o el vine la mine, eu înting, eu fac și eu iarăi din nou. Balamale, țâțâni, cum se spune la noi, mai pățărănește țâțâni la porți, la garduri, la așa, la biserici.
la monumente istorice, da, la făcute din alea, artizanate. Yeah, great. Tot felul, tot în ce aparține bijuterii, de oferărie, tot eu. Peter, la ora actuală, în afară de taică meu și fratele meu cel mai mic, eu aș vrea să le dau la mulți Ferrari să facă, să bage o bucată de, de șparin din ăsta. Da. Așa cum e atât, încât e o potcoavă, mă înțeleg? Da. Și să fac o potcoavă dintr-o singură foc, nu să-l bage de 3-4 ori în foc, să o scoată, să o... Odată, complet, cu colți, cu tot și să o ardă pe cal. Cap-coadă. Cap-coadă, într-un minut și jumătate. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Seara bună, să trăiți! Mulțumesc! Aici am fost chiară și am vrut să încep și lecțiile de la începătoare. Am învălit-o, am nevedit-o pâniță în spate și am lec la începătoare sirele și după aceea începe țesă. Moroșencele se îndeletnicesc din moș strămoși cu țesătoria. Așa se face că în gospodăriile din Maramureș funcționează vechi războaie de țesut. Unele au și 100 de ani și vor fi lăsate moștenire generațiilor viitoare. Casele moroșenilor sunt îmbrăcate în țesături vesele de lână, dar meșteșugul suferă influențele personale ale gospodinelor. Fiecare moroșană țese în culori și forme diverse, în funcție de zonă și avere. Culorile sunt naturale, extrase din seva plantelor și petalele florilor sau din scoarța copacilor. Nu există covor care să nu aibă în țesătură motivul crucii sau simbolul soarelui, rombul. Toate țesăturile se păstrează în ruda, camera bună, ca într-un muzeu al măiestriei feminine. Mergem mai departe ca să întâlnim cu unii dintre meșterii care lucrează în sepenza. Laudate fii, Isos! Bună, Eliana! Bună! Bine ați venit! Mulțumesc, mulțumesc, bine te-am găsit! Și cine avem aici? Maria? Maria. Am auzit. Ce tare e Maria. Da. Wow. Următoare țesătoare. Really? Super tare. Ce face mami? Acum... Ce face mami? Haide să merg la ea, da. Îți place și ție. Place. Și avem stână sus la munte. Acum au dus cașul dimineață, proaspăt. Wow. De oaie. Ce înseamnă proaspăt? Ei, acum ăsta e un pic mai de câte, de 4 zile. Ăsta e proaspăt, proaspăt, încă nu-i scopt. Asta e același lucru, da, 4 da, zile mai târziu. 4 zile mai târziu și ăsta începe să se gălbinească, să fie aha, scopt ca să da, putem frământa să-l punem pe iarnă. Wow. Așa proaspăt nu îl punem pe iarnă, că nu. Pentru iarnă? Da, pentru iarnă. Îl punem pentru la frigider, la, îl punem la butoi, în cămară, ca să mâncăm la iarnă. Și ce mâncăm acum? Păi mâncăm urdă proaspătă. Uite, nu avem e aici. Lucru? Nu, ăsta e cașul și ăsta e urda. Urda. Da, da. Deci acum mâncăm urda. Da, și cașul se păstrează pentru iarnă. Iarnă. Și urda punem pentru iarnă, da? Asta e proaspătă și caș putem să mâncăm acum proaspăt. Dar tot de la oi. Da, da, de la oaie. Asta e urda. Ce se face după caș? Și oile unde sunt? Sus la munte. Aici în Săpânză? Da, da. Ce distanță de aici? Păi sunt 18 km. Și câți oi aveți acolo? Avem la 200 de oi. Poți să gust? Da, luați și gustați. Foarte bună. Proaspătă. Păi aștept. Să vedeți cum e. Vă place? Beautiful. Foarte bună. It's really beautiful. E ecologică. It's amazing. I never tasted anything like this. E foarte bună. Tot e natural. Foarte, foarte bun. Da. E bun și foarte sănătos. Bun. Și ce faceți cu asta? Păi vindem. Da. Ca să facem bani și da, după aia pentru noi.
Dar bănuiesc că nu te duci la hypermarket cu asta. Nu, nu, nu. Cui vine la... aici la noi în sat. La voi în sat? Da, da. La vecini, sunt... la oamenii? Da, care nu au oi. Sunt oameni care nu au oi și cumpără pentru iarnă, acum proaspăt, peste vară. Foarte bună. Foarte bună. Maramureșul e țara lemnului. Totul se construiește din stejar sau brad. Porțile maramureșene împart lumea în două. Universul sacru, al familiei, și universul cotidian, al satului. Pe porți sunt sculpturi ce înfățișează sufletul nemuritor sub forma păsării, viața veșnică sub forma pomului sau paza spiritului sub forma șarpelui. Când am început să fac porți și lucrările astea, nu mi-am făcut rând de un aparat de asta, de fotografia, să fac poze, să fac așa. Aș avea o oglindă, aș avea ce arăta și putea scrie o carte, un roman. Câte pus am făcut, câte chei, câte treburi, câte... M-a impresionat de la bun început această creație pe care faceți. Și aș vrea să te întreb să ne spuneți câte ceva despre el. Poți să... Da, da, da. Da. Aia e fusul cu țurgăleu. Fusul? Fusul cu țurgăleu. Cu țurgăleu. Cu țurgăleu. Aha. Pentru copil. Pe care, pe nu, pe care țărâncile și-o torz lâna și câine, pe puiorul. Au făcut gati, cămeșă, cu fusul cu țurgăleu. Când se ducea în șezătoare, înțelegi, auzeai un sunet. Vezi că aici scrie e ziua ta mândră. Fusul cu țurgăleu e cel mai mare cadou pe care un bărbat îl poate face la o mândră. E simbolul dragostei. Dar mai există ceva. Fusul cu țurgăleu se plătea în natură cu săruturi și cu gură. Nu e așa ușor. Trebuie plătit fusul. Asta e pecetare. Pentru pâine? Pentru prescură. Prescură. Pentru prescură. Ca să faci, știi ceea ce e prescură. Pâine sfințită? Da, 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 pâine sfințită. Ne. Aici e horică cu vârtealniță. Știi ce o face în vârtealniță? Pentru lână. Pentru lână, așa. Și aici este horică, e bună de băut, dai? Aha. Miros. Să nu o scapi. Îți apare rău după aia. Super. Bea o gură și zic a tata, curar și din piatră sacră. În 17 martie fac 80. 80? 80. 17 martie care vine? Da. Ziua Irlandei. Da, atunci. Mulți înainte. Mulți afară. Și câți ani ai atelier aici în Valea Stejarului? Să spun. Dacă mă întreb, nu știu nici câte bote cu horinca am făcut, nu știu nici câte porți am făcut, brâgle, stative, lăzi, dezastre, așa am cioplit. Troiță, m-am dus în pădure ca să dau un stejar. Stejarul e socotit nemuritor. Socotit nemuritor? Nemuritor, stejar. Ok. Stejarul, nu e lisa. E socotit nemuritor. Tăindu-l acolo, lemnul de obicei, de obicei să taie când e lună plină și iarna. Acolo îi promite o stejarului. Înțelegi? Că îl voi duce acasă și îi voi reda din nou viață. Foarte că din partea care e mai gros, de exemplu, el îl face stâlp de poartă, iar ce rămâne? Face o ușă. Mai văzut aici la intrare niște uși, niște lucruri de astea. Sunt mulțumit sufletește că am făcut ceva așa, aia se rămâne, niște lucruri rămâne.
Dincolo de meșteșuguri strămoșești, viața moroșanului se concentrează în jurul fânului. Iarba de pe dealuri asigură hrana animalelor și bunăstarea gospodăriei. Este liantul vieții. Anotimpul cositului începe după sărbătoarea sânzienelor. Moroșanul cosește după un ritual. Pregătește coasa cu o seară înainte. Potrivește tăișul coasei pe nicovală și îl bate mărunt, cu ciocanul. Apoi așteaptă revărsatul zorilor. Nici nu a răsărit soarele că moroșanul e deja pe deal. Momentul ideal pentru cosit este cel al dimineții, când roua înmoaie firele de iarbă. De-a lungul zilei, coasa are nevoie de pauze, să fie lustruită cu o cutea, o bucățică de gresie păstrată într-un buzunăraș de tablă cu puțină apă. Sub dansul norilor de pe cer și în zgomotul hârșit al coasei, iarba e tunsă foarte scurt. Din când în când se pornesc ploi mărunte, dar moroșanul nu fuge să se ascundă. Durează puțin și soarele se apucă iar să încingă natura. Încet, încet vor apărea căpițele. Mă bucur când văd și duminica și în sărbători fete tinere, neveste, atâta de frumos îmbrăcate și mai ales cu opinci, că le fac eu. În Maramureș, meseria de opincar este nemuritoare. Strămoșii daci purtau opinci, iar moroșenii le poartă și azi. Opincile se fac din piele de porc pârlită. E bine ca animalul să aibă cel puțin 2 ani, altfel încălțările se rup cu ușurință. Instrumentele de lucru se transmit din tată în fiu. Șuvac, daltă, ciocănel și patent. Masca se face din piele de capră sau oaie. Moroșanul iese cu masca la colindat de anul nou, petrece cu ea la dansul măștilor, o poartă la priveghi. Masca e veselă sau tristă, după împrejurare. Măști lucrez mai de mult timp, mai bine de 25 de ani. Sunt printre foarte puține din țară, mă laud cu asta, pentru că este un meșteșug chiar pe cale de dispariție. Măștile sunt de sorginte, după cum știți, precreștină. La noi, aici în Maramureș, încă se mai folosesc, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Despre ritual, ce să vă spun, știți, teatru popular, este un teatru popular cu text rimat, din 18 personaje, depinde că acum este și două variante, unul într-o variantă mai, cu mai multe personaje și este Viflaimul mic. La noi este Viflaimul complet, o singură femeie, restul bărbați. Este vorba de ritualul cu, știți, de povestea cu Iisus, cu magii, cu venirea, cu așa, și cu Irod, când uciderea pruncilor, ca să scurtez foarte mult. După care el este condamnat, vezi, Doamne, de, așa, și îl duc cei cu coarne în, pe cea lume. Așa că eu, cât, după cum vedeți că ale mele măși nu mai au nici coarne, pentru că m-am acomodat crizei. Înainte vreme era și niște ritualuri de alungarea duhurilor de pe câmpuri, era mai multe. Ați auzit poate de Brondor și de la Cavnic și era dansul măștilor. Din păcate, sunt foarte puține dintre vechile ritualuri care se mai păstrează. Eu încerc măcar masca să o mai păstrez oarecum în forma în care o vedeți acum. Broderia maramureșană dispune azi de circa 300 de motive, transmise din generație în generație sub forma pogmatelor, a cârpelor cu modele. Se coase după tehnici străvechi. Reprezentativ în Maramureș este cusutul pe dos. E o muncă tare migălosă, pentru că lucrez pe două fire. Mi-ar plăcea să învețe cineva să cosă. Am zis, eu aș fi de acord să se pună la școală, la lucru manual. Să o zi. Adică nu. Cum au la școală lucru manual, o oră într-o zi te duci să strâng toate fetele și automat îți dai seama cine are
potența asta de a învăța sau cine nu. E rău că eu am 56 de ani, cine, că nu vrea să învețe nimeni. Nu vreau și gata. Vedeți, acesta albastru ce l-am făcut acum merge fir lângă fir. Și cu două fire pusă la oaltă, în momentul când l-am îndoit, pentru că vine îndoit cum e aici, vedeți, și să nu se vadă albul. E foarte greu de lucrat cu ele și pentru aceea mă gândesc eu că tineretul nu le place, știți? Avem cu albastru care v-am zis că e pentru mireasă și pe când merge cu cunună, că numai atunci o portă. Și avem pentru bătrâni și bătrâne de moarte. Eu am învățat acasă, domnule, nu mă crede, de la 7 ani. Bunica mea, străbunica o cusut, am o material cu toate modelele de cusătură. Zici bunica, dacă tu la 7 ani știi să faci o trăsură de asta, cum se zice la noi, singură, înseamnă că tu o să ai mână și o să știi să coși mai departe. Și eu le moștenesc pe ele. Sora mea la fel. Acum se ridică clopul în poziția asta și se face pana. Asta se numește pana. Clopul este mândria moroșanului. E o tradiție de sute de ani. Cândva se confecționa din foițe de lemn vechi de plop. Astăzi se face în special din paie. Străinii sunt înnebuniți după clopuri. Lucru pe un clop nu-i doar cusutul. E foarte mult. De când se taie lemnul, se obține o surcea foarte subțire, se împletește între ei. După aia e albită, după aia călcată. Și după aia cusută. După ce e clopul cusut, urmează presatul în matrița respectivă. Și din paie tot la fel. De când se aleg paiele din colda de grâu, trebuie paiele cele mai subțiri, care nu sunt roșii, să fie galbene, pentru că dacă paiele sunt puțin roșii, atunci ies pete roșiatice în clop și nu mai are aspect. Și cu cât e clopul cu rândurile astea mai mărunte, din împletitură mai măruntă, cu atât e mai frumos și mai scump. Și asta e căutat. Mașina de spălat a strămoșilor moroșeni funcționează și astăzi. Cât timp lasă un cerc acolo? Depinde, după cum e, 2, 3, 4 ore. Ore? Da. Și fără detergent. Da, nu se pune detergent la cerc. După ce-i dusă la apă, să mai bate. Ieși să îngroașă. Mm-hmm. Și... arată și asta e rulul, da. Asta e rulul care îi pentru apă mai mult. Mm. Deci e să bate, că aici nu vine așa de gros în război. Ah. Și să mai îndeasă și să spadă. Între țesutul cergilor și munca la grădina de zarzavaturi, femeile se îngrijesc și de stupii familiei. Specifică zonei de munte a Maramureșului este mierea de zmeură, cu aromă de pădure și o culoare ruginie. Am găsit niște roșii proaspăt în grădină. Roșii tăi? Da. Așa sunt. Poți să tai? Da. E roșie înăuntru, nu-i verde. Da. În sorarul tău. Nestropiți? Asta cu pentru casă. Da. Da, fără. Momentul. Poftă bună. Da. Gustul ca la mama acasă, cum se spune. Beautiful. God bless you. Mihai, un pic de sare acolo, cred. Stai că vă dau un altceva, că ce e... E foarte bine. Stai că avem, dar ce ai pus-o cu mufon... Sorry. It's gorgeous.
Really beautiful. Maria, ai avut dreptate. E perfect. Ce putem produce la țară, le producem la țară și nu le punem din la oraș sau din... Cât putem, punem noi în grădină ce se poate. Amazing. Something else. Oricine poate pătrunde în universul țărâncii moroșence. E întâmpinat de copacul cu oale, semn al bunăstării. Muzeul din localitatea Dragomirești a fost deschis într-o casă veche de 300 de ani, construită din brad. Ultimul ei proprietar a fost o femeie lipsită de noroc în ale dragostei. Neavând urmași, a donat casa primăriei. Muzeul țărâncii maramureșene reflectă existența moroșencelor în toate etapele vieții lor. În curte sunt înșirate câteva sculpturi din lemn ce înfățișează pe țărancă în diverse ipostaze. De copiliță, de mândră, soție și mamă, apoi femeie înțeleaptă. Fuțul cu țurgălăi, ceramica decorativă, măștile de sărbătoare și mobilierul din stejar de la interior spun fiecare povești despre tradițiile zonei. Sunt expuse veșminte de sărbătoare, țesături, costume tradiționale, zgârdane de pus la gât, obiecte de uz casnic. Există și exemplare de haine populare ce pot fi probate de turiștii care doresc să se transpună trup și suflet în universul țărâncii maramureșene. Ghidul muzeului este o femeie din partea locului care trăiește zilnic experiențele evocate turiștilor. Explicațiile ei pot fi considerate parte a patrimoniului acestui muzeu. Însă, băbăt. Cristina, că domnul... Asta e a mea? Dați-mi ce al dumneavoastră. Da, am un costum complet. Am, a, și de la ce? Din ce sat? Poți să rămâi aici. Eu, oricum... Dania de Dragomirești. Da. Cameșe de Dragomirești, cheptariu de Pamara. Ești mai demăritat. Da. Eu am făcut cameașa la copii când au fost mici, după ce nu le-au fost bune, au purtat cameașa lui tată. Când au fost mirea, să s-a îmbrăcat cu cameașa nouă. Să nu-i scoate toată viața femeia otică, nu a avut o cameașă pe el. Să știți că e o rușine pentru mamă, dacă nu-i dai un costum la copil. Rar mai vezi garduri de nuiele împletite ca la muzeul Pleș din Iehud. În curte sunt două case bătrânești cumpărate de doi moroșeni cu dragoste de tradiție și istorie. Casele muzeului etnografic Pleș din Iehud sunt vechi de 200 de ani și toate obiectele expuse înăuntru sunt perfect funcționabile. După ce se toarce, se pune pe răștitori. Hai să punem pe răștitori, ca să duie mai multe torturi, să spălăm cu cenușă. Astea-s vârtianiță, să face gem. Aici se face țeize. De aici apoi se face la chiară. Proprietara le folosește în mici demonstrații de meșteșug. Adoră să arate turiștilor cum prelucrează cânepa pentru cămăși sau cum utilizează fusul. E înconjurată peste tot de lucruri vechi, aflate în familia ei de generații bune. Mobilierul pentru lucru e strâns legat de mobilierul copilului, căci moroșanca era în același timp meșteșugară și tânără mamă. Satul Hoteni dispune de un muzeu locuit.
Este vorba de o casă bătrânească, înălțată cu peste 100 de ani în urmă în poienile Izei. Da. Aici săcrii. Da. Datorită farmecului său arhaic, un sătean a transportat-o în Hoteni, cu ajutorul carului cu bivoli. La interior s-au adunat obiecte tradiționale din toate satele Maramureșului. Suntem în Hoten, sat Hoten, în fața casului Ion Pop, de la grupul Iza. Hai să vorbim cu domnul Pop. Domnul Pop! Sănătate! Sănătate! Salut! Mă bucur! Ce faci? Foarte bine! Da, de unde vii? Vei de la Bârsana. Ce-a făcut acolo? Da, am întâlnit cu frații Bensa. Da. Da, și am discutat despre ce o să facem la festival. După ce ți-am discutat, vrem să facem ceva foarte natural, pe pajiște, cu muzică cântată, la ureche, ca pe vremuri, fel de taraf, dacă pot să zic așa, tradițional. Taraf, da. Și am venit ca să vă întreb, fiind expert, și poate ne spuneți câte ceva despre această tradiție. Cum să nu? Vă spun că eu, mai ales am experiență, am făcut jocul satului de atâta vreme aici. Yeah, great. La mine. Da. Da, haideți în casă. Asta e o casă care m-am dus eu de la Poienile Izei. Da. Eu sunt din Poienile Izei, de aia se cheamă și grupul meu, grupul Iza. Uh-huh. Care am adus-o aici, am pus-o pe locul soția mea, cu o casă tradițională, pentru că asta mi-a plăcut. Și e o casă în care eu locuiesc. Aici am, stau. Deci nu o folosesc ca muzeu, e o casă locuită. Da, cu lucrurile pe care le folosesc eu, pe toate. Așa că nu sunt, am și câteva care s-a dus așa, care nu le folosesc, dar mă uit la ele cu drag să mă aduc aminte de, din trecut. Taraful tradițional acum mai nou, adică după ce a apărut vioara în peisajul din Maramureș și fă cetera, la vioară zice cetera, zongora, uh-huh, care are formă de chitară și doba. Care, deci trei instrumente capitală, importantă. Astea da, au fost instrumentele importante, pentru uh-huh că doba s-a folosit pe drum să se audă și să fie ritmic, să poată să joace steagul, să audă lumea că merge nunta la cununie și că merge după la naș. Era o chestie, instrumentele, corzi nu sunt așa puternice, știi? Atunci asta era doba, dar și completează foarte bine structura armonică, să zic așa, ritmică. Și zongura este un instrument de acompaniat vioara ca să dea un pic de culoare, nu? La Săpânța, povestea merge mai departe. Arta împodobitului cu zgârdane, coliere din mărgele și brățări tradiționale, e acum o pasiune pentru tânăra generație. Mai târziu, va fi o meserie. Costumul popular se poartă de la cele mai fragede vârste, păstrând aprins interesul pentru țesătorie. Eu întotdeauna spun și la fete să păstreze ceea ce avem. Și pe lângă servici, că multe serviciuri sau am toată lumea cu patroni, astăzi te ține în servici, mâine te dă afară și pe casă nu ai o mână care să te scape de orice greutate. Să știi să mânuiești fusul, să știi să lucrezi, să... E păcat să trăiești într-o comună unde este atâta tradiție și să nu duci mai departe sau să nu păstrezi ceea ce ai. Eu am încercat să arăt că fetele demnici, așa am început și eu foarte demnică să lucrez, am început de pe la vârsta de 7-8 ani să lucrez, numai asta am făcut în casă, mama numai asta, nu știu altceva să fi făcut în casă la noi și poate și la școală, dacă m-aș fi putut ține de școală,
poate eram și eu undeva sus. Dar n-am reușit să mă țin de școală. Am lucrat pentru o cooperativă în sat, îmi luam mult de lucru, foarte mult de lucru și n-am putut să țin față și la carte și la lucru. Și am simțit că mâna mere foarte bine și că pot să trăiesc din asta și am rămas pe partea meșteșugului. Iar fetele care au fost aici, am vrut să vă arăt că toate cucoanele noastre din sat știu lucra. Știu țesă, știu toarce, știu croșeta, fac ciorap de lână și se păstrează foarte bine ce avem aici în sat. Săpânțeagă, săpânțeancă, măi, dorule, dor și dor, e cerămii tare, dragă, măi, dorule, dor. Săpânțeagă, săpânțeancă, măi, dorule, dor și dor, e cerămii tare, dragă, măi, dorule, dor. Ce cerul cam zice aici, măi, dorule, dor și dor, ca să jocă-ți cu optinci, măi, dorule, dor. Unde joc un săpânțan, măi, dorule, dor și dor, nu crește iarbă într-un an, măi, dorule, dor. Că dă tare din picior, măi, dorule, dor și dor, și rămâne. Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.